Am găsit la știri amenințare cu bombă în sectorul 3 al capitalei. Un e-mail trimis poliției avertiza că într-un centru comercial din sectorul 3 asta a amplasat o bombă. Mall-ul a fost închis, iar sute de clienți au fost scoși afară. Însă toate indiciile duc spre o alertă falsă, iar suspect ar fi un fost angajat al firmei de pază din centrul comercial. Ne aduce mai multe informații colega noastră Irina Codreanu. Te ascultăm! Bun găsit! A fost alertă în București, așa cum spuneai și tu, în urmă cu puțin timp, un renumit centru comercial din sectorul 3 al capitalei a fost evacuat după ce s-a primit o amenințare cu bombă. La fața locului s-a deplasat detașamentul pirotehnic din cadrul serviciului pentru intervenții și acțiuni speciale. Printre suspecți s-ar afla foști angajați ai firmei de pază care au fost concediați, însă informația nu a fost confirmată oficial. Unul dintre aceștia nu ar fi la primul gest de acest gen. El ar mai fi trimis mesaje de amenințare la adresa fostului angajator. Pe o adresă de e-mail oficială a Poliției Române s-a primit o informare astăzi cu privire la faptul că va fi detonat un dispozitiv exploziv la un renumit centru comercial din sectorul 3, așa cum spuneam mai devreme. În incinta mall-ului se aflau în jur de 1500 de oameni care, atunci când s-a dat alarma, au reușit să se evacueze în siguranță. Circulația pe bulevardul Liviu Rebreanu este însă încă blocată. Deși sunt indicii că alarma ar fi una falsă, pentru detectarea posibilei bombe este folosit un robot special care scanează incinta mall-ului, unul dintre cele mai mari mall-uri de la noi. Operațiunea va lua ceva timp din cauza spațiului amplu ce trebuie verificat. Mulțumim pentru informații. Alertă la sediul reprezentanței Ministerului Apărării Rus din România. Biroul reprezentanței situat în Calea Victoriei a fost spart, iar hoții au furat mai multe sume de bani din două seifuri. Mai multe informații ne aduce acum colega noastră Liliana Năstase, senior editor B1 TV. Bun găsit, Liliana, ce se știe până acum? Bun găsit, deja doi angajați ai reprezentanței Ministerului Apărării ai Federației Ruse în România au fost audiați la secția 4 de poliție, unde s-a deschis un dosar penal pentru infracțiunea de furt calificat. Asta după ce reprezentanții instituției au reclamat că în intervalul 24 decembrie 27 decembrie sediul ar fi fost spart, iar din seif ar fi fost furate sume mari de bani. Până în prezent ar fi vorba despre aproximativ 5.000 de dolari și 700 de lei. Deocamdată însă cercetările nu au fost finalizate și nu se știe cu exactitate cine a avut acces la acel seif, mai ales că în urma cercetărilor s-a stabilit că seiful era amplasat sub un birou, era asigurat și nu existau pe el niciun fel de urme de forțare sau de spargere. De asemenea, nici la ușa de intrare nu existau urme de forțare, fracție sau spargere, iar în acea clădire situată la etajul 7, chiar în centrul capitalei, se putea intra doar cu o cartelă electronică specială, fapt pentru care anchetatorii au mers cu gândul către angajații instituției. Cei doi angajați audiați până acum la secția 4 de poliție au dat declarații în prezența consulului Federației Ruse în România. Liliana, mulțumim pentru informații. România ar putea atinge vârful așa numitului val Omicron în câteva săptămâni, când este posibil să înregistrăm chiar și peste 25.000 de infectări pe zi. Anunțul oficialilor Ministerului Sănătății vine la pachet cu un nou plan pentru gestionarea unei situații tot mai alarmante. Ministrul Alexandru Rafila spune că România poate evita o nouă carantină generală numai dacă se vor lua noi măsuri. Am avut cea mai mare mortalitate înregistrată în Uniunea Europeană, o fatalitate de 3%, deci practic 3% dintre pacienții infectați în România au decedat, ceea ce reprezintă un procent extrem de mare, și au fost afectate în bună măsură și persoanele cu alte patologii care au avut un acces limitat sau nu au avut acces la servicii medicale. Ne dorim ca acest lucru să nu se mai întâmple și facem tot ce este posibil. Ministerul Sănătății a stabilit așadar un nou pachet de măsuri pentru a putea să răspundă unei creșteri de cazuri de coronavirus și pentru a reduce impactul acestei boli asupra populației. Insistăm foarte, foarte mult
în ceea ce privește vaccinarea. Trebuie să găsim o soluție să revitalizăm această campanie de vaccinare, inclusiv prin implicarea directă a profesioniștilor din sănătate în furnizarea de informații către populația generală. Am adoptat actul normativ care permite extinderea rapidă a testării în perioada următoare la nivelul cabinetelor de medicină de familie. Sperăm să avem succes încât să putem depista cât mai repede persoanele bolnave și ele să beneficieze de evaluare și de tratament inclusiv în ambulatoriu. Din păcate, o măsură care să încetinească transmiterea, respectiv utilizarea acelui certificat COVID. Noi l-am elaborat, dar cum bine știți, el nu a fost adoptat. Este o măsură pe care am fi vrut să o luăm, chiar dacă temporar. Rămâne de văzut dacă în perioada următoare va exista o decizie politică. Oficialii spun că prin noile măsuri adoptate pot fi evitate un nou lockdown, închiderea școlilor și numărul mare de decese COVID-19. Specialiștii spun că riscul răspândirii tulpinii Omicron este foarte mare. Practic, dacă tulpina Delta a devenit dominantă în 52 de zile, în cazul Omicron se vorbește despre numai 32 de zile. De asemenea, în valul 5 este posibil ca peste 25.000 de români să se infecteze. Există câteva vulnerabilități. Și anume, faptul că aproximativ 60% din populația vulnerabilă, aici fiind cuprinsă populația cu vârste peste 65 de ani și populația care are boli cronice, nu este vaccinată, faptul că numai 25% aproximativ dintre persoane care au fost deja vaccinate cu schemă completă au efectuat și doza booster, nerespectarea măsurii efectuat și doza booster, nerespectarea măsurilor de carantină de către un procent important din populație, deși această carantină este impusă odată cu trecerea frontierei, ca și întârzierea adoptării, implementării certificatului COVID, care nu este altceva decât o măsură de limitare a răspândirii bolii, înseamnă că, în concluzie, avem o populație receptivă, numeroasă, adică populație care se poate îmbolnăvi oricând. Sicriul cu trupul însuflețit al lui Victor Socaciu va fi dus la Cornu, acolo unde artistul și-a petrecut o parte din viață și va fi înmormântat în cursul zilei de mâine. Astăzi, foștii colegi din Parlament i-au adus un ultim omagiu celui care a fost deputat în perioada 2008-2012. La scurt timp după sosirea sicriului la Palatul Parlamentului au ajuns și doi dintre copiii artistului, care i-au stat minute întregi la căpătâi. Victoraș Socaciu a avut cu el chitara tatălui său, iar Ana Maria Socaciu, fiica cea mică, i-a dus flori părintelui ei. Victor Socaciu, asta ziceam, tatăl meu și tatăl nostru, a fost exact așa cum a vrut, a trăit exact așa cum a vrut, a trăit viața din plin, are trei copii, a fost foarte mândri de toți trei. Și sunt sigur că s-a dus în păcat, știe că și-a trăit viața din plin. Cei doi copii și-au adus aminte de momentele petrecute alături de tatăl lor. Am foarte multe amintiri cu el, de pe la concertele lui, de prin vacanțe. Nu există una cea mai frumoasă, nu există un moment care să definească relația pe care am avut-o. Rând pe rând, colegii și prietenii lui Victor Socaciu au sosit la Palatul Parlamentului pentru a-i aduce un ultim omagiu regretatului artist. Am ținut să fim părtași și noi la despărțirea de un mare om, de un mare rapidist, dar și un mare artist, un om politic, om cu multe valențe și dispariția totuși prematură la 67 de ani este resimțită ca o mare pierdere. O coroană mare de flori albe a venit și din partea președintelui PSD, Marcel Ciolacu. Înmormântarea lui Victor Socaciu va avea loc joi în localitatea prahoveană Cornu, acolo unde artistul și-a petrecut cei mai frumoși ani din viață. Aceasta a fost ultima sa dorință. Victor Socaciu s-a stins din viață la Spitalul Carol Davila din București, unde fusese internat mai mult de o lună. În primăvară, el a fost depistat pozitiv SARS-CoV-2. A învins boala în 3 săptămâni, dar a fost internat cu probleme post-COVID la plămâni.
Eveniment comemorativ la Horez la 88 de ani de la moartea liberalului Ighe Duca. Ceremonia a moartea liberalului Ighe Duca. Ceremonia a adunat 10 de români, iar printre ei s-au numărat premierul României Nicolae Ciucă și președintele Partidului Național Liberal Florin Câțu. Ambii oficiali au vorbit despre sacrificiul făcut de Duca pentru binele românilor și despre importanța liberalismului la noi în țară. Din partea domnului prim-ministru Nicolae Ciucă, depunerea corectului de glori. Zeci de români au fost prezenți la ceremonia de comemorare a 88 de ani de la moartea liberalului Ion Gheorghe Duca. La eveniment au fost prezenți premierul României Nicolae Ciucă și președintele Partidului Național Liberal. Șeful executivului a vorbit despre rolul lui Ion Gheorghe Duca în istoria României moderne. S-a preocupat pentru a înființa noi școli în comunele din țară, s-a preocupat să mărească numărul de școli elementare, de licee, a consolidat prestigiul internațional al țării ca ministru de externe și la interne s-a îngrijit de ordinea și siguranța publică. Cred că este foarte important să subliniem faptul că el a spus că partidele politice contează mai puțin. Contează România unită, România sigură. Un politic respectat, care a fost printre făuritorii României mari, Ighe Duca a preluat conducerea Partidului Național Liberal în opoziție și a acceptat să fie premier într-o perioadă cum nu se putea mai complicată pentru România. Premierul a vorbit și despre trecutul și prezentul liberalismului la noi în țară. Liberalii care aveau să supraviețuiască extremismului de dreapta aveau să fie decimați de totalitarismul de stânga. De aceea astăzi, noi liberalii suntem o forță politică vie, activă și capabilă să ducă mai departe România alături de aliații și partenerii săi occidentali. Și președintele Partidului Național Liberal, Florin Câțu, a subliniat importanța liberalismului. În ultimii 2 ani de zile, educarea liberală, cred că a fost mai clar ca oricând că singura soluție pentru România astăzi o reprezintă liberalismul. Pe care au luat ultimele 2 guverne liberale, sunt măsuri care au permis ca astăzi, de exemplu, să avem resurse pentru a susține faptul românilor în această iarnă dificilă, să avem resurse pentru a crește și pensii și salarii, în același timp să avem resurse și să investim, fără să dezechilibrăm economia. Asta înseamnă liberalism. Copreședintele AUR Claudiu Târziu a fost călcat de jandarmi. Aceștia i-au adus la ușă o amendă pentru că nu a purtat mască într-o zonă aglomerată. Vădit nemulțumit, Claudiu Târziu acuză un abuz al jandarmeriei și cere nici mai mult, nici mai puțin decât demisia șefului jandarmeriei și explicații de la ministrul internelor. Senatorul AUR susține că 3 jandarmi erau cât pe ce să-i spargă ușa apartamentului pentru a-i înmâna 2 amenzi pentru că nu a purtat mască de protecție la un eveniment. Claudiu Târziu afirmă că nu este vorba despre altceva decât despre o acțiune de intimidare, pentru că amenzile de obicei se trimit prin poștă. În mod evident, este o operațiune de intimidare. Mi-au arătat cumva că forța este de partea lor, a celor care dețin puterea în stat, și că ei pot să abuzeze de lege dacă vor. Pentru că procedural nu se justifică niciun fel ce au făcut jandarmii de dimineață. Au trimis 3 gealați cât ușa la mine, au bătut cu pumnii în ușă, au deranjat vecinii, au sculat pe toată lumea, mi-au trezit copiii, mi-au speriat. Pentru ce? Ca să-mi mâneze o amendă pentru că n-am purtat mască. La ce eveniment? La depunerea de coroane pentru eroii români, la un monument. Pentru asta au găsit de cuvință să facă tot răboiul ăsta.
Copreședintele AUR cere acum explicații de la ministrul internelor și demisia șefului jandarmeriei române, pentru că a fost un afront prea mare adus unui senator, consideră Claudiu Târziu. Este o operațiune de intimidare, este un abuz și pentru asta trebuie să răspundă cineva. Ministrul de interne ar trebui să iasă cu explicații, iar comandantul jandarmeriei trebuie să-și dea demisia azi. Că așa e procedura. Și am spus, băi, fraților, nu e procedura așa, voi nu știți legea. Sau ați venit la ordin și vă faceți pe proștii ca să nu arătați că ați venit la ordin. Ați venit la ordin să faceți operațiunea de intimidare. Ați spus-o direct. Claudiu Târziu susține că astfel se încearcă să fie blocate protestele organizate de AUR. De altfel, tot un abuz este considerat și faptul că cei care au vandalizat curtea Palatului Parlamentului au fost duși la audieri. Am văzut în ultimele zile că s-au dus și au luat oamenii din casă cu mascații la cercetări pentru că ar fi tulburat ordinea și liniștea publică. Mi se pare incredibil. Deci nu mai pot să mai protestez în țara asta pentru că te ia poterea. Nu se poate așa ceva. Nimic nu justifică încălcarea de drepturi și libertăți constituționale. Nimic. Nici pandemia, nici mama pandemiei. Trebuie respectată legea de către toată lumea, desigur, dar în primul rând legea fundamentală, care este Constituția. Dacă pe aia ai încălcat-o și se dovedește în instanță că ai încălcat-o, cum mergi mai departe cu abuzul? O să plătiți aceste amenzi sau așteptați să vedeți? O să le contez, bineînțeles că le contez. Ce te îndreptățește? O să plătiți aceste amenzi sau așteptați să vedeți? O să le contez, bineînțeles că le contez, pentru că ele sunt date în mod ilegal. Dar maniera aceasta de lucru nu este permisă, nu este admisibilă și cei care conduc astfel de autorități trebuie să răspundă pentru faptele lor. Implementarea certificatului verde COVID trebuie să respecte dreptul la sănătate și la muncă. Este declarația ministrului Muncii Marius Budei, cel care a punctat că o astfel de măsură nu trebuie impusă cu forța, ci în colaborare cu populația. Trebuie să le colaborăm și cu dreptul la sănătate, nu? A noastră, a tuturor. Și vreau să spun că în primul și în primul rând nu s-a impus acest certificat verde cu pumnul, nu s-a impus cu forța. Și ne dorim un parteneriat onest cu cetățenii români. Trebuie să discutăm cu toții. Ministru, nu prea, nicăieri în Europa nu prea au funcționat aceste parteneriate. Guvernele au trebuie dispus să funcționeze. Ministrul Muncii a criticat restricțiile luate de fostele guverne și spune că în privința impunerii certificatului verde vor fi luate decizii de specialiști și nu de politicieni. Când s-a bătut cu pumnul masă și s-au impus restricții în România, mi-aduc aminte un bunic de la mine de acasă, din Botoșani, care stătea la bloc, la colțul blocului. Vă aduceți aminte imagini date din asta în presă și se uita la ceas și unul fără cinci, vai de mine, nu mai ajung acasă și mă amendează. Ăla nu-i parteneriat. Aia nu înseamnă combaterea pandemiei. Cetățeanul trebuie să discuți onest cu ei, cu el. De asta noi PSD am avut altă abordare. Am spus, domnule, ne dăm noi ăștia politicii în spate care nu suntem de specialitate și nu vorbim noi de necesitatea introducerii certificatului verde. De ce înseamnă testare? De ce înseamnă vaccinare? Lasă, domnule, specialiștii. Marius Budăi a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Alexandru Rafila și a șefului său Marcel Ciolacu în ceea ce privește deciziile luate până acum în privința gestionării pandemiei. Eu am apreciat foarte mult poziția atât a domnului profesor Rafila, dar și al președintelui Ciolacu. Și mă alătur acestei poziții și spun și din punct de vedere al Ministrului Muncii, care trebuie să vegheze asupra respectării codului muncii, dar și asupra prevederilor din Constituție, a ceea ce înseamnă dreptul la muncă, dar trebuie să le colaborăm și cu dreptul la sănătate. Caz șocant în Botoșani, un bărbat care a fost rănit grav într-un accident rutier acum două luni nu a fost primit acasă de părinții după externare. Pacientul încă nu se poate îngriji singur, dar rudele i-au transmis că îi vor deschide ușa numai după ce va fi complet vindecat. Cum vă numiți? Bărbatul în vârstă de 52 de ani a fost externat aseară după aproape două luni de operații și tratamente la Spitalul Județean din Botoșani. Medicii au decis că el se poate recupera acasă, după ce l-au salvat în urma multiplelor fracturi și leziuni suferite într-un accident. Bărbatul încă este imobilizat din cauza rănilor, dar se află în stare stabilă. Fratele său ar fi fost de acord să se ocupe de externare. Ieri, bărbatul a fost dus cu o ambulanță la adresa indicată de acesta, doar că acolo cadrele medicale au avut surpriza să constate că nu au cui să predea bolnavul. Au chemat părinții, părinții au refuzat categoric să primească propriul lor copil, care acum are o vârstă destul de mare, 50 ceva de ani,
pentru că nu este vindecat complet în mentalitatea domniilor lor. Menționez că echipajul de ambulanță a stat peste două ore și ceva cu motorul pornit ca pacientul să stea în toate condițiile. Părinții susțin că nu ar fi fost informați de nimeni că fiul lor avea să fie externat. Dar cu fiul dumneavoastră ce se întâmplă acum? La Mihai. În duși. Acasă, la Mihai. N-ați fost astăzi la spital? Da, eu am fost la spital, dar nu m-am luat, nu a spus nimeni nică. Medicii spun că v-a anunțat că îl externează. Bărbatul a suferit un șoc atunci când a realizat că nu putea ajunge în casă după aproape două luni de stat în spital. Da, voi așa este, dorm acasă. Părinții mei îmi spun nu, că o să vin sănătos acasă, să nu vin bolnav, să mă doară ceva. Păi și vinovat am fost eu că... Și vinovat am fost eu că să-i vin mașina tehnică pe toată mine. Ați vorbit cu ei? Acum n-ați reușit să vorbesc. Nu vreau să te-ai divorul cu mine. Păi fratele meu cum trebuie să vin și el, el încă te-a mărăt, da? La fața locului a ajuns și un echipaj de poliție, în încercarea de a îndupleca pe părinți să-și primească băiatul acasă. Așa, așa, șoferul? Șoferul, zici, Matalic, da, trebuie să aibă grijă de el? Da, da. N-are cum să aibă grijă, că același păstru. Da, da. Medicii au avut grijă de el, au avut medicii grijă de el cât o considerat și acum l-au trimis acasă. Cum nicio lege nu poate pedepsi lipsa de omenie sau de empatie, pacientul a fost dus înapoi la spitalul județean. Tot medicii sunt cei care caută acum o soluție pentru bărbatul refuzat de părinți. Elevii din 150 de școli vor primi în continuare o masă caldă în valoare de 10 lei pe zi. Produsele vor fi livrate numai de unitățile care au toate autorizările necesare. Este vorba de proiectul pilot care a fost introdus în anul 2016, inițial pentru elevi din 50 de unități de învățământ, ulterior suplimentat la 150 de unități. În acest moment vorbim de aproape 69.000 de elevi și preșcolari beneficiari. Peste 100 de unități școlare de stat au fost incluse în acest proiect pilot. Sunt între 2 și 5 unități școlare din fiecare județ din țară. Suma alocată fiecărui elev pe zi este de 10 lei, cu posibilitatea suplimentării acesteia prin hotărâre a Consiliului Local. Se poate suplimenta numărul de elevi în cazul în care acesta crește pe perioada de implementare a proiectului. Acest program este menit să sprijine preșcolarii și elevii din învățământul preuniversitar din comunitățile vulnerabile. În ultimii ani, în unitățile în care a fost implementat acest proiect, s-a îmbunătățit prezența elevilor la școală, pentru că în cele din urmă, unul din scopurile principale este reducerea abandonului școlar. Coaliția de guvernare și-a împărțit prefecții în negocieri, din care Florin Câțu, liderul PNL, pare să fie ieșit mai bine decât credea. Liberalii au obținut 18 posturi de prefect. Coaliția de guvernare a început negocierile pentru împărțirea prefecților de acum câteva săptămâni, iar PSD a discutat de pe poziții de forță, sub argumentul că are 40% din voturile românilor. Însă nici liberalii nu s-au lăsat și pe ultima sută de metri au reușit să mai smulgă un județ din fieful socialdemocraților. Și vorbim aici despre Buzău, județul de suflet al lui Marcel Ciolacu. Mai mult, la negocierile cu PSD, Florin Câțu a reușit să obțină prefect și la Cluj, acolo unde fostul lider PNL, Ludovic Orban, cedase inițial funcția celor de la UDMR. Conducerea PNL a reușit să impună prefect și la Suceava, o filială condusă de un greu al PNL, Gheorghe Flutur, dar care nu a avut prefect până acum. Și județul Maramureș va avea prefect liberal, după ce până acum prefectul a fost de la PMP și apoi de la USR. S-a pierdut însă Iașul și asta spun surse din PNL din cauza unor sfori trase de Costel Alexe, președintele Consiliului Județean, apropiat al lui Orban, care s-a gândit să îi pună niște bețe în roate lui Câțu. Astfel, când tragem linie, filialele în care PNL o să aibă prefect sunt Alba, Argeș, Bihor, Botoșani, Brașov, Buzău, Călăraș, Cluj, Constanța, Gorj, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Olt, Sibiu, Suceava, Telorman, Vaslui. Socialdemocraților ar urma să le revină București, Bacău, Bistrița, Năsăud, Brăila, Caraș, Severin, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Iași, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Prahova, Satu Mare, Timiș, Tulcea, Vrancea și Vâlcea. Iar UDMR ar avea prefecți la Arad, Covasna, Harghita și Sălaj.
Primăria Capitalei și cele de sector primesc bani prin programul Angel Salini. Edilul general Nicușor Dan a anunțat că a primit confirmarea oficială de la Ministerul Dezvoltării că municipalitatea și cele 6 sectoare sunt eligibile pentru program. Aproape 40 de proiecte au fost propuse de capitală pentru finanțarea prin programul Angel Salini. Edilul general este însă conștient că nu va primi bani pentru toate. Am primit confirmarea oficială de la Ministerul Dezvoltării că atât Primăria Capitalei, cât și primăriile de sector sunt eligibile pentru programul Angel Salini. Reamintesc că CGMB a votat pe 8 noiembrie o listă de 37 de proiecte propuse spre finanțare prin acest program, proiecte dintre care sper să fie acceptate cât mai multe, scrie Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook. Edilul Capitalei nu a ratat ocazia să o critique pe Gabriela Firea, după ce fostul primar a susținut că Primăria Generală nu se încadrează în programul Angel Salini și că ar fi neeligibilă. Sigur, fostul primar Firea habar n-avea acum 2 luni că sunt posibile astfel de finanțări, dar s-a repezit imediat să critique demersurile PMB de a le obține. Ea considera atunci că Primăria Capitalei nu se încadrează și că ar fi neeligibilă. Dacă era încă primar general, probabil n-ar fi mișcat un deget pe acest subiect. Nu mă aștept, deci, ca ea să susțină în guvern eforturile PMB de a obține finanțare prin Angel Salini, dar sper măcar să nu ne încurce, mai scrie Nicușor Dan. Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost audiat de Procuratura Generală într-un dosar deschis pentru mai multe infracțiuni comise în 2008 în sectorul energetic. La acea dată, Dodon era ministru al economiei. El este suspectat că ar fi avut un rol în încheierea unui contract ilegal. Procurorii moldoveni suspectează că în anul 2008 prețurile de achiziție a energiei electrice au fost majorate în mod nejustificat. Ulterior, diferența de preț obținută din importul de energie ar fi fost delapidată, iar instrumentul prin care schema ar fi funcționat este tocmai compania de stat Energom, responsabilă cu importul de energie electrică. Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, susține însă că în momentul comiterii presupuselor infracțiuni, el nici măcar nu se ocupa de domeniul energetic. În aprilie 2008 am preluat domeniul energetic și pe săptămână am fost responsabil de acest domeniu. Nu sunt gata să vin, să discutăm, să explicăm, pentru că nu avem nicio vină în acest dosar. Mi-au spus că sunt bănuit, nu bănuit. În luna iunie, Procuratura Generală a Republicii Moldova a anunțat că va verifica legalitatea contractului de furnizare de energie electrică, încheiat în 2008 între Republica Moldova și Ucraina. Anchetatorii vor să afle cât de implicat a fost Igor Dodon, dar și socialista Zinaida Greceanei, care la vremea respectivă ocupa funcția de premier. Punem punct aici jurnalului orei 15 de la Fix. Vă reîntâlniți cu Nadia Ciurlin, sunt Irina Petraru. Ne revedem la jurnalul orei 17.